Îi dau acum cuvântul domnului profesor Ilie Șerbănescu, personalitate remarcabilă a perioadei post-decembriste, cu o carieră care începe înainte de 1989, când a fost redactor economic pe politică externă, pe politică economică externă la revista Lumea. Corect. A avut de asemenea o carieră ca ministru în guvernul Ciorbea și numeroase lucrări, articole, luări de cuvânt, luări de poziție, declarații pe teme economice, dar nu numai, în această perioadă post-decembristă. Mărturisesc că pentru mine este un privilegiu și o onoare să fiu alături de dumneavoastră, deoarece este una dintre personalitățile pe care le admir, le stimez și de la care consider că avem cu toții ce învăța. Îl rog pe domnul profesor Ilie Șerbănescu să înceapă.